armată 24 de ore. Vom fi îmbrăcați ca un militar, o să facem antrenamente, o să vedem ce mănâncă aceștia și o să ne facem un tank. Abonează-te canalului pentru că dacă facem 500.000 de abonați anul acesta, o să vă dau vouă mașina mea. Și apasă pe butonul de like. Evident că înainte de toate trebuie să ne îmbrăcăm ca niște militari. Știu că te uitai la picioarele mele, stai liniștit. Deci avem ghetele astea, pandorul univers cu blană înăuntru, cămașa asta și jacheta peste că-s minus 2 grade afară. A uitat să legă adidașii. Astea chiar sunt hainele lui tata. Nu știu de ce șireturile lipicioase, nu vreau să întreb. Ok, acum că sunt îmbrăcat ca un militar, trebuie să facem planul de atac. Trebuie să ne gândim ce face un militar. Un militar face antrenamente. Antrenamente grele, cred, pentru că au o condiție fizică foarte bună. Eu nu, așa că o să fie de 10 ori mai grele antrenamentele la mine, dar le facem. Trebuie să mâncăm ce mănâncă ei. Ce mănâncă ei? Nu știu ce mănâncă ei, o secundă să caut pe internet. Mure. Nu știu ce sunt astea, arată ca niște chipsuri, dar le cumpărăm. Și mai avem nevoie de ceva cu care să ne deplasăm. Oamenii în armată cu ce se mișcă? Cu avioane. N-am de unde să fac rost de un avion. Un tank. Cum fac rost de un tank? Gata, avem și tankul. Și am lângă mine tot ce trebuie ca să fac mașina asta un tank. O cutie de la ce am găsit prin casă, seava prin care o să iasă proiectilul, pentru că o să meargă tankul ăsta, și scoci. Mulți scoci. Perfect. Până acum e bine. Cum o fac să stea dreaptă? Stai așa. Gaura e bună. Perfect. Acum arată mai aia tank, ești prost? Fii atent, acum fac gaura așa aici. După calculele mele e destul de rezistentă. Ia, mai pun aici în față un pic și gata, e bine așa. Așa, se bagi prin mașină? Ce idee bună! A prins mâna! Uite, mi-a prins hainuța. Da, mașinule. Da. Da, bă, arată cam bine, pe unde? Păi, pe mașină. Dar ți-ai zis că nu-i pe mijloc. Nu e? Nu. Bye, she been it. I've been going up now, see the top going down. If you didn't know now, know you know now. That's 'cause she could go on top, you not really top. You keep staying top, well I guess you let the top down. Între timp m-am făcut roșii de o căciulă. Ne-a dat-o Cristi. Lăsați și voi în comentarii că-l iubim pe Cristi. Cristi, dacă te uiți la vlogul ăsta, te iubim. Oricum am răcit. Probabil vă întrebați ce fac cu cauciucul și cu ața asta. Începe antrenamentul fizic. O să fie greu. Trebuie să urc un deal cu un cauciuc legat de mine. Eu abia pot să-l urc fără să am un cauciuc legat de mine. Dar încercăm. Pe cameră nu pare așa abrupt. Da, e destul de înclinat. Să trăiți, bună ziua. Eu car mai mult cauciucul ăsta decât trebuie. Eu trebuie să vă mușc pe voi. Pe aia să mă duc la vale cu cauciucul. Real chiar a fost un pic mai greu decât mi s-a părut. Adică la început am zis, eu cauciuc îl trag. Ia uite, nici nu mai știu să vorbesc. Ia că trebuie să fac flotări? Eu nu pot să fac flotări nici măcar când nu fac antrenamentul de armată. Dar încercăm să le facem. O să mă mint singur și o să cred că astea sunt labe de câine. Doar ca să nu mă sperii singur aici în pădure. Hai că facem restul antrenamentului acasă. Mă bune, ăsta e cât pumnul meu. Chiar mai mare. Ai zis că o să fie amuzant, frate, să fac skit-ul ăsta. În pădure, frumos, îmbrăcat în camuflaj, frunze. Da. Eu nu intru aici tată. Mă mănâncă ursul. Și nu vreau. Mă duc cu tovarășul cu cauciuc acasă. Nu vreți să știți cum am luat camera cu trepied, nici măcar n-am mai spachetat. Eu acum doar plec din pădure. Ce m-a speriat. Bă, că trebuie să fac flotările aici, băieți, că nu voiam să le fac în pădure, undeva într-un mediu frumos. Le facem și noi lângă tank. Adrian, elicopter de luptă și robinet tank rusesc. Haide, una. Copii, faceți sport. Mai avem o singură chestie de antrenat. Trasul cu arma. Încă n-am o armă, trebuie să fac rost de o armă. Văd eu cum fac rost de o armă. Dar hai să căutăm un loc bun întâi pentru asta. Vă dați seama că e și special amenajat pentru așa ceva. Prietenul nostru, voi îl botezați în comentarii. Și când am urcat pe dealul ăsta, l-am văzut și era să dau peste el cu mașina. Am vorbit un pic cu el și m-a rugat să vă zic să vă abonați canalului. Că dacă nu, am tot dreptul să fac asta. Și nu vreți să se întâmple asta. Așa că abonați-vă. Am ajuns la locul de tragere. Ce o să facem aici? Ei bine, v-ați dat seama, vedeți țintele în spatele meu. Și am și o armă foarte impunătoare. Mă rog, acum este foarte impunătoare.
Am dat 20 de lei pe el, nu știu câte chestii poate să facă, e un pistol cu bile. L-am găsit și foarte greu, să știți. Hai să vedem cât de bine trag cu el. Eu m-am jucat toată viața mea pe calculator, eu cred că trag foarte bine. Acu, nu știu cât de accurate e ținta asta de la el. Am luat țeapă, ăsta nici măcar nu e pistol cu bile. Nu, n-are arc, n-are nimic, e un gunoi. Nu face nimic. Ce oare dacă bag bile aici? Nu mi-au dat ei pistol cu bile, dar l-am făcut eu pistol cu bile. Na, nu prea știu dacă o să nimeresc. Am dat-o în voi. Bă, am spart obiectivul, sunt prost? Zboară țintele, dar nu e nicio problemă. Eu am fost făcut vere să merg în armată. Nu știu dacă am nimerit. Bă, ce prost e că poți să bagi doar câte o bilă. Cred, ia, poți să bag mai multe? Dacă îl înfund, să știți că s-a terminat aici episodul. L-am înfundat acum. Bă, dar nici măcar n-ajunge glonțul până acolo. O să trișez. Nici n-a spart foaia. Aia nu prea se întâmplă cu un imaginar eu. Doamne, știu, m-am chinuit să fac asta. Mi-a durat două zile să încerc să fac rost de pistol. Nici de la un centimetru n-a spart. L-am ratat. Ok, poate în partea aia glonțele nu sunt suficient de puternice, dar aici e fix în fața mea ținta. Ce prost sunt, cred că am tras peste. Ori eu, ori pistolul avem retard. Evident că trebuie să antrenăm fiecare unghi. Dacă o să fiu vreodată pus în situația să trească, să mă dau jos din mașină și să trag, să fiu pregătit. Era să dau în cameră. Bă, vezi că am dat bine la asta. Bine, poate în realitate e un pic mai greu decât în jocuri. Iar am dat în cameră, bă, am retard. Știi ceva, nici măcar nu o să mă mai chinui vere cu astea. Le văd degeaba. Nici măcar n-am un pistol bun. Stai, ce fac cu asta? Am ajuns la task-ul în care noi îți trească să mâncăm mâncare de armată. Vă dați seama că nefiind niciodată în armată, avem aici un mârie cu meatballs, marinara, sos, nu știu să citesc. Și aici scrie pizza slice. Asta e mâncarea pe care o mănâncă oamenii în armată. Cred că trebuie să ai briciac pentru astea. Bă, cum se desface asta? Mi-au să aminte că chiar nu știu cum se prepară asta, Ioana. Hai să improvizăm o masă, că stau și mă chinui cu astea. Gata, ne-am făcut masa, hai că avem unboxing. Deci în asta o să punem apă, asta o să le țină împreună. Aici avem zahăr, sare, gumă, o linguriță. Vă dați seama, după zi cu antrenamente, să cari un AK după tine și așa, să apuci să mănânci, Doamne, cred că e refreshing greu de tot. Eu n-am cărat AK-ul, dar ați văzut că ne-am dat cu tancul. Aici avem suc de portocale, e preferatul meu. Dacă mă duc vreodată în armată să am asta, cred că ar fi rai. Încă nu știu ce e asta, nu scrie. Ar trebui să scrie undeva, dar sunt eu retardat. Chocolate chip cookie, teriyaki beef stick și spread with jalapeno. Aici cred că-s meatballs. Sau nu-i meatballs, cred că-i crackers. Eu știu că forma corectă e sunt crackers, dar fac și eu mișto, fac cu Caterinca. Și în ce ordine le fac, mă? Simt ceva în astea. Am nevoie de niște apă. Micu, adu-mi apă, te rog. Zice să rup ăsta ca să încep. Bun. Și cu instrucțiunile vere nu înțeleg. Le băgăm și punem apă, nu? Poate iau foc. Gata. Și acum pun apă până la linia asta. Do not overfill. Avem ibricul. Mi-ai pus apă caldă. I-am făcut overfill. Nu pare să se încălzească foarte mult. Și între timp ne facem sucul de portocale. Arde rău, dar vreau să dacă pot să scot apă. Ce prost sunt. Au ieșit taburi, jur că au ieșit taburi. Și cât trebuie să las aia oare la încălzit? Vreau să gust prima dată din sucul ăsta de portocale, din experimentul meu. Nu o să vă vină să credeți ce arde asta, pe bune că arde. Bă. Da, are gust exact a ce vă imaginați, pastile efervescentă. Nu știu dacă mă credeți sau nu, sau dacă se vede pe cameră, dar e saburi. Asta e încălzită, chiar pare gata de mâncat, gen. Arată surprinzător de ok. Wow, cât de bine miroase! Trebuie să băgăm asta, asta nu știu ce e. O fi aceeași chestie? Aflăm când se face. Asta e chips de ciocolată. Nu știu, vere, hai să le deschidem și să vedem, că eu nu știu să citesc. Perfect, uite, exact asta căutam. Pâinică. Bă, miroase într-un fel pâinica asta, gen, chiar miroase bine. Ce zici, Ioana, cum crezi că o să fie? Cât să și cer de la o mâncare care expiră în 6 ani, gen. Sunt chifteluțe care sunt foarte sărate, foarte mult piper, în bulion. Efectiv, ăsta e gustul. Sucu? Da, e prost rău, că am gustat mai devreme. După o zi în care te lupți pentru viața ta și zbor grenade pe lângă tine, chiar e o mâncare bună. Hai să vedem ce mai avem aici. Ăsta, cică, e un baton de la de vită. Adică cârnăcior, gen. E nașpa rău? Nașpa rău. Zi, bă, micule. Hai să vedem batonul ăsta. Bagă-l în sos. Nu-mi place mie așa mult. Dați așa că mă duc să adun alea. Chiar e ok gustul, jur. Asta s-a făcut aici. O fi tot chiftele de-astea?
Oh, nu schiftele. What the fuck? Vere! E ce ăla? E sfeclă, cred. Ba nu, e cu vișine. E gem. Ia, stai să văd gemul ăsta. Bă, nu știu. Dar are un gust dulce sec, gen. Sucul ăsta chiar merge, gen. Că mâncarea asta nu e cea mai bună, vă dați seama. Și mai spală prostul ăsta așa un pic. Bine, e gaura cam mică. What the fuck? What the fuck? Unde găsesc la magazin așa ceva? Fii atent, micule, că fac doi acu și unul tu, unul eu, da? Bă, vezi că ăsta chiar e bun rău. Ia. Cheers. Cheers. Vezi combinație. Nu știu de ce balotam atât, că n-aveam bucurie la mâncarea aia. E un 7 din 10. Ești în pădure, ți-e frig, ai muncit toată ziua, te-ai luptat pentru viața ta, ți-e foame și mănânci asta, o să fii fericit. Dacă ești la tine în curte cu bucătăria acolo, nu o să fii fericit. Depinde mult contextul în care mănânci asta. Mai avem chocolate chip cookie, o gumă și după aia e bine așa. Așa arată domnul. Bă, mamă, câtă ciocolată are, vere! Bă, ăsta e bun rău. Ia gustă, zi-mi dacă îți place, că am uitat să-ți dau știi. Oare ce înseamnă marinara sos? O fi de la de pește, gen? Ia atent, mi-a dat chibrituri! Hai să vedem guma. E da, cu scoțișoara. Are gust până zălău de tot. E bun rău, îți place? Ce? Opa. Ce? Ah, vezi că... Vezi că e numărul 1. Money lines, I'ma run it here.